Multe la întrebări. Întrebarea este cât de repede plecăm. Cred că lucrul cel mai bun pe care putem să facem este să luăm înregistrarea, să o ascultăm pe des acasă. Acolo, aici găsim răspunsuri la toate întrebările noastre. Nu vă supărați dacă formatul conferinței de astăzi va fi diferit. Adică, se finito. Spuneți, domnul Marcel. E cineva care vrea să pună o întrebare? Nu este nimeni. Atunci, haideți să zicem la rușine. Și vă mulțumesc din suflet pentru participare. Vine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim. Am ascultat de la Părintele Ioan, înainte să plecați, să vă spun două vorbe despre ultima carte pe care a editat-o Părintele, pe care a scris-o și a editat-o Părintele Ioan, Părintele nostru drag de la mănăstire. Cartea se intitulează Misterul persoanei, Omul și miracolul credinței. Este, din punctul meu de vedere, cea mai bună carte pe care a scris-o până acum, după cealaltă, Frumusețea care va salva lumea. Vă recomand să o cumpărați, să parcurgeți paginile acestei cărți. Este o carte în care găsiți argumente foarte puternice pentru credința noastră și, în plus de aceasta, o carte în care găsiți care este demnitatea persoanei umane în creștinismul ortodox. Veți vedea că omul în creștinism are, într-adevăr, valoare de templu, de templu al Duhului Sfânt, are o valoare veșnică care trece dincolo de realitatea morții, dincolo de realitatea mormântului. Veți găsi așadar în această carte argumente teologice, filozofice, argumente poetice care vin să susțină aceste două lucruri. Persoana umană în creștinism, valoarea ei și credința creștină. Vă recomandăm așadar să o cumpărați. Eu am parcurs paginile, m-au impresionat. Este o carte de foarte, foarte mare folos pentru fiecare dintre noi. Îmi pare rău că Părintele n-a putut să fie aici, atras de frumusețea naturii, a rămas să cultive vreo 20 de pomi fructiferi. Eu mă ocup cu vorbe, cu chestiile astea simple și fără rodire. Domnului Marcel, îi mulțumim încă o dată, Școlii Bâncovenești, o școală creștină. Lăudăm și apreciem inițiativa în fiecare an, ori de câte ori ne invit acolo la deschiderea școlii, ori de câte ori organizează câte un eveniment, iar copiii care merg la această școală se bucură de o educație după valorile creștine, așa cum le-ați ascultat în seara aceasta, spuse atât de poetic și de frumos, de profund, de Sfântul Ioan Casian. Avem nevoie de astfel de vorbe, mai ales în acest veacul, în acest secol al vitezei, avem nevoie de aceste principii, avem nevoie de o educație creștină, domnule Marcel Băuloș. Să vă țină Dumnezeu puternic, să vă țină tare pe baricade, și să duceți mai departe această sămânță de moralitate în județul Constanța. De ce nu? Ca orice sămânță pe care o iau vântul, ea poate fi răsărită și în alte părți.
De altfel, trebuie să vă mărturisesc că după modelul școlii duhovenești de la Constanța, cu ajutorul, prin intermedierea mea și a fratelui meu, s-a deschis la Suceava o grădiniță și acum urmează să se deschidă o școală creștină. Așadar, felicitări, domnule Marcel, vedeți că orice lucrare pe care o facem pentru Dumnezeu rodește, că ne dorim sau nu ne dorim. De multe ori nu rodește atât de repede cât ne-am dorit, ne deznădăjduim, dar dacă avem puțin pică răbdare, puțin pică răbdare, o vorbă moldovenească, cu certitudine va rodi mai devreme sau mai târziu. Cam atât am avut de zis. Vă mulțumesc din suflet pentru răbdare. Vă rog totuși doar un minut sau două. Acum după ce m-a lăudat Părintele, am trecut direct la treapta 8. Am o rugăminte, Părinte. Mi-a fapt surprindere așa prin încheiere. Cred că există o patimă cu care Sfântul Ioan Casian a luptat poate mai puțin, deși probabil că se regăsește în cele 8. Și cu care noi ne confruntăm în educația copiilor. Cred că nu numai cei de la școala duhovenească, ci toți părinții care au copii. Și anume, dependența de virtual a copiilor. Dacă ne-ați putea spune câteva cuvinte, ne-ați putea da câteva sfaturi, cum putem lupta împotriva acestei ispite. Aplicarea aceasta în virtual o aveau și părinții pustie și oamenii de altă dată. Dar se consuma la nivelul minții și Sfântul Ioan Casian a văzut că o descrie foarte frumos ca păcatul lenii sau al neliniștii. Când omul se învârte ca un leu în cușcă, în propria lui locuință și nu știe ce are de făcut. Se întâmplă lucrul acesta îndeosebit la omul care nu-și propune, nu-și planifică de cu seară ce trebuie să facă a doua zi. Se trezește și se învârște așa de câteva ori, dă iama în frigider, după aceea pune mâna pe telecomandă și în final, în zilele noastre, ajunge în fața calculatorului. Cu alte cuvinte, această dependență de virtual, de fapt, este expresia unei carențe educaționale în ceea ce privește munca. Eu însumi, produs al acestei culturi moderne, am fost educat de mama mea să mă ocup de școală, care școală în sfârșit. De care școală în sfârșit mai mult nu mă ocupam decât mai ocupam și întotdeauna îmi dădea peste degete ori de câte ori vreau să fac ceva în bucătărie, să duc gunoiul, să întreprind și eu activități practice în spațiul pe care îl conlocuiam. Prin urmare, după 20 de ani în care nu faci nimic, este foarte greu totuși să faci ceva. Eu mărturisesc, ori de câte ori am ocazia, că am avut șansa unui pedagog iscusit, care mi-a ars un șut în fund și am ajuns la Constanța, și de aici șansa unui alt pedagog, un alt preasfințitul Teodosie, care mi-a dat un brânci pe dealul Trasienilor, amândoi, deopotrivă, punându-mă la treabă. De la 24 de ani, muncesc în continuu, a fost șansa mea ca să lupt cu această patimă și cu toate acestea, vă mărturisesc sincer că n-am reușit să o birui. Ce pot să îmi aduc aminte, mă consolez cu aceea, că Maria Egipteanca 17 ani a luptat cu duhul desfrânării, o cantitate egală de ani cât acest duh a slujit acestui duh. Dacă eu am stat vreo 24 de ani prin școli, deocamdată am doar 17 ani de luptă, cât mai vine? Poate peste 7 ani, să zic și eu, să mă fac și eu om de treabă. Am făcut o bacă la dată în facultate cu o iubită de-a mea. Nu m-a dus la o întâlnire și a fost foarte supărată și vorbea cu o prietenă de ei. Zice, măi, ce s-o fi întâmplat cu ăsta de la mine? Poate l-a călcat mașina. Poate și imagina săraca
ce putea fi mai bun, știți, pentru ea. Dacă mă găsa o mașină, mă repara de acum. Și prietena asta comună, și a mea și aia a zis, dragă, stai liniștită, că nu le-a Dumnezeu pe ăsta înainte să facă și el o treabă de ispravă. Și să știți, că a avut dreptate. Așadar, recomand părinților să nu precete să-și pună copiii la treabă. Vai de părintele care nu oferă o educație practică copilului său, mai târziu îi va ieși pe toate părțile, ca să mă exprim mai golănește. Lucrul acesta, că n-a avut grijă. Dar, din păcate, părinții sunt la fel de comozi, așa cum am fost și eu, și preferă să-și lase copiii în fața calculatoarelor, în fața telefonului mobil, decât să rupă din timpul lor atât de prețios. Vezi, Doamne, cine știe ce extraordinare fac ei pentru salvarea omenirii. Așadar să-și rupă din timpul lor atât de prețios și să împartă cu proprii lor copii. Sunt foarte mulți părinți care, propriu zis, nu-și amintesc cum au crescut copiii lor. S-au trezit cu proprii lor copii mari. Mari, cu patim, cu apucături, cu obișnuințe, foarte greu de îndreptat deja de la o vârstă. Așadar, dacă eu aș fi avut copii, spuneam cuiva, l-aș învăța să gătească, l-aș învăța o meserie, așa, și l-aș învăța să citească. Cu școala, l-aș trimite la școala bâncovenească, dar cu școlile astea alte, în care fac de toate și nimic, în care totul este teorie, ruptă de orice realitate practică, pur și simplu, copiii aceștia sunt sortiți unui viitor foarte nesigur. Să știi o meserie este un mare câștig pentru viitor, pentru viața ta. Noi aveam un profesor de matematică în liceu și ne prindea la ora de matematică că lucram la franceză. Aveam ora de franceză, o profesoară foarte exigentă. Și ne vedea și atunci ne spunea, pentru ce învățați voi limbi străine, o limbă străină? Ca să ne ducem în străinătate. Și dacă ajungem în străinătate, care este avantajul tău? Păi zice, știm să comunicăm și să vorbim cu străinii de acolo. Dragul meu, îmi zicea profesorul de matematică, să știi de la mine că un străin nu te întreabă dacă știi limba lui. Asta nu-l interesează, că asta o știe și el. Te întreabă ce știi tu să faci. Vedeți? Noi am avut profesori în școală, să-i numim așa, din generația veche. Pedagogi adevărați. Eu le păstrez o memorie vie și o bucurie de asemenea în suflet când îmi amintesc de ei. Anul trecut, apropo, am avut întâlnirea de 20 de ani la terminarea liceului, Colegiul Ștefan cel Mare din Suceava. Da, cam atâta, domnul Marcel. Deci puneți-i la treabă, dați-le brânci, că nu greșim.